Bună! Vreau să fac un video. Probabil ăsta o să fie mai scurt. Să vă spun ce am pățit cu acest motocultor. Bun. Am lucrat mai mult la el. Am curățat carburatorul. M-am mai făcut ceva improvizație aici la... Asta avea rupt, stai să vedem dacă se vede aici, unde țin eu mâna, era o manetă de accelerație. În sfârșit, aia vă arăt eu mai târziu, dar să revenim la noastre. Probabil că aici, piulița cu șaiba de la vibrații a sărit. Și ce se întâmpla? Acest ax merge înăuntru, se blochează cumva, nu știu exact ce e înăuntru, e capsat, i-am botisat acolo, o să vă arăt imediat. Nu știu exact, puteți vedea aici ce manicoț scam. Eu l-am cumpărat și am zis că îl fac pentru mine când treaba. Am zis că nu e o problemă, că e lovit, îndoit, a dat peste ceva piatră. Mi-a fost frică să nu fie dus motorul, să ride la semne, dar nu-i cazul, merge foarte bine, motorul pornește ușor și frumos. Astea am zis că le dezdoiesc, eu nu-i problemă, fac un pic de căldură, improvizez o forjă și le dezdoiesc și apoi vin montate. Însă să revin la subiect, axul ăsta a mers în jos, poate e un centimetru. Și din cauza asta, poate voi mă puteți lămuri care aveți mai multă experiență în domeniul utilajelor agricole. Axul era blocat complet. Și am dat jos manicot, cred că așa se numesc, frezele, în fine, cum le putem numi, eu o să le numesc freze, le-am dat jos și am început să învârt cu această cheie, cu blițul, un pic s-o zgâriat aici axul, dar asta o să-l iau eu cu hârtie abrazivă și să rectifică, nu e așa o problemă mare. Însă mi-a sărit axul în sus și a început să-și dea drumul, să meargă și în față și în spate. Acest motocultor are viteză în față și are și înapoi. Și a început să lucre în ambele părți. Un pic... are un sunet, dacă puteți auzi, ca și cum e fier pe fier. Cel mai probabil aici o să fie ulei, văd că are pe laterală aici, un șurub prin care pot să completez sau să schimbi uleiul. Asta n-ar fi o problemă, însă ce mă interesează pe mine, o să am probleme pe viitor dacă axul a mers în jos și acum apoi, de ce merge așa, din cauza loviturii poate, sau nu, n-ar trebui, fulia arată bine, îi lipsește doar piulița și șaiba, însă axul a mers în jos, dar acum când și-o dat drumul, o să și învârt să vedeți dacă se vede. Eu învârt cu mâna destul de ușor la ax și să învârte și înapoi asemenea. Asta era întrebarea mea pentru colegii mei care lucră mai mult pe partea asta.